Găsit oamenilor buni și frumoși, iată-ne din nou împreună, într-o duminică minunată de noiembrie, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, continuăm comuniunea noastră spirituală, să spunem, deși fizic ne-am despărțit de acum câteva minute de la biserică, după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ne-am împărtășit cu toții cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, iată acum continuăm această întâlnire, această comuniune, fiecare din locul în care este, prin posibilitățile acestea minunate pe care tehnologia ni le oferă, și anume aceea de a fi în casele dumneavoastră, în această modalitate virtuală, dar totuși reală, am spune, o realitate virtuală prin care putem să poposim, să fim invitați la masa dumneavoastră în același timp, în mai multe locuri. Sigur, după cum am spus, o ubicuitate virtuală, dar putem să facem acest lucru în chip minunat, astfel încât dumneavoastră poate stați la masă, serviți masa și aveți un invitat. Ați apăsat pe telecomandă, ați găsit programul și aveți un invitat la masă. Sigur, eu mă bucur de fiecare dată, de orice se servește, de orice meniu, sunt doar bucuros să mă aflu împreună cu dumneavoastră încă pentru o oră și, de ce nu, toată săptămâna care urmează. Așadar, suntem în duminica a 26-a după pogorârea Sfântului Duh. Duminica în care la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au răsunat cuvintele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, care ne vorbesc despre o pildă minunată, o pildă care concentrată în câteva fraze, în două, trei fraze, în câteva propoziții, care ne vorbește despre o patologie sufletească, despre o boală sufletească, o boală duhovnicească, atât de întâlnită astăzi, măcar că nu cu toții suntem în aceeași situație, însă foarte mulți dintre noi avem, să spunem așa, o sensibilitate de a, sau sensibilitatea de a ne contamina cu această boală. Vom vedea despre ce este vorba pe parcursul emisiunii. Deci, bogatul căruia i-a rodit țarina. După ce am vorbit de bogatul nesimțit, vom vorbi duminica viitoare despre tânărul bogat, da, dregătorul bogat. Iată, astăzi vorbim despre un bogat căruia i-a rodit țarina și care de această dată Dumnezeu îi dă un nume totuși, acela bogatul nesimțit. Sigur, l-am botezat noi ca fiind împietricii nesimțitor, dar pe acesta însuși Dumnezeu îl numește și îi spune nebune. Așadar, am putea să spunem pilda bogatului nebun căruia i-a rodit țarina sau pilda bogatului căruia i-a rodit țarina și a nebunit. Așadar, dragii mei, în această duminică vom vorbi despre pilda aceasta. De asemenea, însă, trebuie să știm că astăzi este intrarea Maicii Domnului în biserică. Sfânta noastră biserică prăznuiește această mare sărbătoare, acest mare praznic pe care, sigur că noi îl cunoaștem din Evanghelie, foarte restrâns se face referire la acest moment, dar însă știm că ne vorbește cine altcineva decât același evanghelist Luca, același apostol Luca, ne vorbește despre Maica Domnului. O legătură absolut sublimă între acest tânăr și Maica Domnului, care i-a fost și duhovnic apostolului evanghelistului Luca, l-a îndrumat pe evanghelistul
Luca, de aceea avem atâtea detalii pe care nu le cunoaștem decât de la el. Foarte minunat, în chip minunat, iată, ne vorbește Sfântul Evanghelist Luca despre Maica Domnului. Astăzi, așadar, momentul în care Maica Domnului se desparte de părinți, momentul în care Sfânta Ana își împlinește promisiunea, făgăduința, făgăduiala de a fierosi Domnului pe pruncușoară, deci copilul pe care îl va naște, îl va afierosi, îl va închina Domnul, astfel încât, iată, la 3 ani de la nașterea sa, mica pruncuță Maria este dusă la templu. Foarte minunat, vom vedea că Maica Domnului va fi, deși o copiliță, se vor vedea semnele unei mari lucrări, unui vas ales și prin aceea că ea va intra în Sfânta Sfintelor, acolo unde intră marele preot, arhiereul, și acela numai o dată pe an. Iată, Maica Domnului, în chip minunat, va intra în Sfânta Sfintelor, acolo unde va fi și hrănită de Sfântul Arhanghel Gavril, Arhanghelul Iubirii. Dragii mei, așa cum ne-am obișnuit, de fiecare dată în al Preasfințitul Părinte Teodosie ne va tâlcui pericopa evanghelică din duminica aceasta, din duminica respectivă. Așa va fi și astăzi, așa că vă rog să vă îndemn să-l urmărim și să ascultăm cu atenție cuvintele pe care ni le va pune la inimă. De fiecare dată ceva, măcar ceva, măcar un cuvânt sau o frază străpung inimile noastre. Foarte important să vedem ce anume adâncuri, ce perle din adâncuri vor fi scoase, aduse în, și înfățișate ochilor duhovnicești ai inimilor noastre. Așadar, cuvântul de învățătură al înalt preasfințitului Părinte. Iubiți credincioși, și astăzi Sfânta Evanghelie ne pune o pildă cu totul specială, concisă, scurtă, dar grăitoare. Tot astăzi avem și sărbătoarea intrării în biserică a Maicii Domnului. Suntem în prima duminică din postul Crăciunului, care coincide și cu sărbătoarea intrării în biserica Maicii Domnului. Așadar, să vedem cum tălmăcim, în primul rând, Sfânta Evanghelie a Duminicii și cum se cuvine să nu uităm nici de intrarea în biserică a Maicii Domnului. Iată, prima Sfântă Evanghelie de astăzi ne pune înainte o pildă de la care tragem multă învățătură. Un bogat, egoist și nemilostiv avea țarină mare. Și iată, i-a rodit din belșug țarina. Față de ce avea el hambare unde să-și pună roadele acelui an bogat, s-a frământat și a sfătuit în sine, ce voi face? Și după ce a gândit la pântecele său, la desfătarea sa, la lăcomia sa, pe care și le stimula, și a zis, iată, știu ce voi face. Voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi. Și voi aduna acolo tot greul și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani,
odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Și iată, zicându-și acestea, credea că a luat cea mai bună hotărâre. N-a mai apucat să facă hambare. Pentru că, făcându-și această socoteală, Dumnezeu, care ne știe și cele viitoare și ne poartă de grijă în toate, și-a dat seama că acest om, dacă mai trăiește, trăiește degeaba. Și atunci, chiar în noaptea aceea, a îngăduit demonilor să vină și să-i spună: nebune, în noaptea aceasta vor cere de la tine sufletul tău și toate pe care le-ai adunat, ale cui vor fi? Iată, cu aceasta se încheie pilda. Așa se petrece cu cei ce se îndestulează în bogății și nu gândesc la cele viitoare. Pentru că nu este mult viitor pentru trup, pentru grija aceasta, care dacă este exagerată, este atât de păgubitoare. Cum spune psalmistul, ce este viața omului în veacul acesta trecător? Floare și abur și rouă de dimineață. Dar omul care își găsește un scop în lăcomie, în plăceri, iată, acela uită de moarte, uită de suflet, rămâne numai cu grija trupului. Și atunci, iată, această grijă îl duce pe om la pierzare și la o judecată strâmbă. Îmbogățirea în Dumnezeu trebuie să fie scopul principal, pentru că această pildă are o concluzie. Moartea vine mai repede și pe neașteptate pentru cel ce nu se pregătește, pentru cel ce se gândește numai la sine. Egoismul este o urmare gravă a păcatului. Și iată cum spune cântarea de la Sfântul Ioan Damaschin: în viața aceasta trecătoare, toate cele materiale sunt neputincioase, sunt visuri, sunt doar ca umbra care trece. De aceea, principala noastră latură a vieții o constituie sufletul. De aceea și Mântuitorul Hristos uneori vorbește despre suflet ca despre viața noastră, pentru că în suflet este viața noastră. Cine își poartă de grijă exagerat de suflet, adică de viața aceasta vremelnică, îl va pierde. Dar cine își pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va păstra. Ca să ne păstrăm partea ființei noastre, care este veșnică, adică sufletul, trebuie să ne îmbogățim în Dumnezeu, trebuie să purtăm grijă de cele viitoare, pentru că numai sufletul care este nemuritor are viitor. Trupul fără suflet înnoit în Dumnezeu nu are viitor. Cum spune o altă pildă, este îngropat și rămâne în adânc. Nu se mai ridică la înviere într-o lumină, ci în întuneric, ca să se întoarcă în întuneric. De aceea, iată, multe sunt tălmăcirile referitoare la bogăție. Dar aș vrea să pun înainte ceea ce este în tradiția noastră. Iată cum spun înțelepții că trăiau bătrânii noștri:
Dacă aveau cele materiale, ei nu se gândeau numai la ei sau doar la familia lor, ci împărțeau bunurile de pe moștenirea lor și din osteniala lor în trei părți. O parte, sigur că era pentru familie. Familia era grija principală, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cine nu se grijește de trupul său, îl spală, îl încălzește, îl hrănește. După grija aceasta, pentru că un trup este și familia, deci oamenii trebuie să se grijească în primul rând, să aibă cele necesare în casa lor. Dar dacă sunt harnici și lucrează, le prisosește din osteniala lor să rămână roadele numai pentru casa lor. De aceea, o a doua parte, oamenii o dădeau bisericilor care se construiau, mănăstirilor. Și a treia parte, o dădeau săracilor, bolnavilor, călătorilor care veneau pe la ei. Iată așa se chiverniseau înaintașii noștri. De aceea avem atâtea ctitorii de biserici și mănăstiri, de la boieri, care aveau de prisos bogăția aceasta materială. Și iată încă de ce. Pentru că sărbătoarea de astăzi, intrarea Maicii Domnului în biserică, ne arată câtă grijă are Dumnezeu de sufletele noastre și de viața noastră în general. Pentru că noi ne-am despărțit de Dumnezeu datorită păcatului, Dumnezeu nu ne-a uitat pe noi și de aceea ne-a trimis o purtare de grijă așa exprimată în cea care astăzi intră în biserică, prunca Maria, născută prin grija lui Dumnezeu, ca să fie cu adevărat lăcașul Fiului lui Dumnezeu, care coboară din cer ca să ne izbăvească din robia păcatului și a morții. Așadar, duminica aceasta, cea din tâi, din postul Crăciunului al anului acestuia, o are și pe Maica Domnului cu intrarea ei în biserică ca un model, un model dat de Dumnezeu. El ne poartă de grijă nouă, de sufletele noastre robite păcatului, ca și noi să purtăm de grijă de sufletele noastre înainte de purtare de grijă pentru trupurile noastre. De aceea Dumnezeu ne trimite pe Fecioara ca pe cea care se pregătește să devină biserică, adică lăcaș Fiului lui Dumnezeu pe care Tatăl îl trimite ca să ne izbăvească din robia păcatului și a morții. Să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i zicem: Doamne, Tu cel bogat, că ești stăpânul întregului univers, dar ești și stăpânul vieții și al morții, ajută-ne să dobândim adevărata înțelepciune, adevărata libertate, adevărata grijă pentru cele viitoare, ca noi să ne mântuim, cum zice înțeleptul psalmist: aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni. Cu ce ne va hrăni? Ne va hrăni cu roadele vieții cele veșnice. Să venim la biserică ca să fim și noi lăcașuri Fiului lui Dumnezeu, cu care să ne împărtășim și prin care să dobândim cu toții viața cea veșnică. Amin. Am revenit în direct, iubiți credincioși, dragi telespectatori, oamenilor buni și frumoși,
Îngăduiți-mi să mulțumesc în al Preasfințitului Părinte pentru cuvântul de învățătură. Trebuie să spun că mi s-a încălzit inima când a spus că Maica Domnului s-a pregătit să fie biserică. Este biserică. Intrarea Maicii Domnului în biserică, de fapt așa ar trebui să o înțelegem, s-a pregătit să fie biserică. Minunat acest cuvânt și mulțumesc din suflet că mi-a umplut vasul inimii cu această tâlcuire, cu această explicație atât de minunată, zând că, de fapt, Maica Domnului este binecuvântată de Dumnezeu, că din pântecele Maicii sale, ca să fie, iată, să-și o facă sieși haină și biserică. Foarte minunat acest cuvânt, mulțumim, dar Preasfințite Părinte. Așadar, ne întoarcem la țarina omului bogat, ne întoarcem la, suntem în timpul secerișului, în timpul recoltei. Și iată, avem un om bogat care avea o frământare, dragii mei. Dar înainte de asta, poate că ar fi bine să spunem cuvântul acela foarte interesant. Dacă pentru un om bogat este cu putință să-și cumpere piese de schimb, nu știu, inimă, ficat, rinichi, știu, veți spune că sunt liste de așteptare și că așa este procedura medicală. Dincolo însă de aceasta, dacă unui om bogat este permis sau poate își permite să aibă acces la piese de schimb, în caz că se defectează ceva în trupul său și presupunând că Dumnezeu îngăduie să reușească intervenția chirurgicală și să trăiască mai departe, totuși am pune problema și de fapt o pune Dumnezeu spunând așa: bine, am înțeles că poți să cumperi sânge, poți să cumperi inimă, poți să cumperi rinichi, poți să cumperi plasmă, poți să cumperi ce vrei, dar ce-i va folosi omului să adune toate bogățiile lumii acesteia dacă sufletul său îl va pierde? Sau, și mai simplu, și mai sintetic, mai clar pentru noi, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Așadar, iată că de data aceasta, sufletul care este veșnic și care, iată, este partea aceasta lumină din om, este cel pe care nu-l putem transplanta, indiferent câți bani am avea. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Adică dacă am face catedrale de aici și până la Tokyo și nu am putea să răscumpărăm sufletul lui unui om, mai cu seamă dacă el nu vrea. Cu alte cuvinte, am putea spune că este atât de simplu să faci lucrul acesta, dar cum? Așa cum spune psalmistul David: inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Iată, fără niciun fel de cost, fără niciun fel de ban, doar cu o voință, doar cu un suspin, omul poate să câștige împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toate bogățiile lumii acesteia nu fac cât sufletul unui om, nu putem cu toate bogățiile lumii acesteia să răscumpărăm un suflet, dar putem să-l răscumpărăm cu un suspin. Și dacă la acest suspin al nostru se adaugă și suspinul acelui suflet, atunci negreșit Dumnezeu nu poate să nu ia în seamă o asemenea iubire. Dragii mei, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Sigur, după cum știți, să prilejuim să dăruim și noi o carte pe care o primim la rândul ne din partea librăriei Brâncovenești. De atâția și atâția ani acești oameni au dragostea de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu și nu numai.
de a cultiva frumosul, niște oameni filocalici care doresc să răspândească, să înmulțească binele și frumosul, să răspândească lumina, să alunge întunericul. Și atunci, iată că am făcut acest mic, cum să-i spunem, concurs, prilej, întrebare pentru a dărui. De ce? Pentru că, iată, vrem să știm dacă există o părtășie între noi, dacă există o comuniune pe un set de idei, pe un set de valori, chiar și, cum să spun, cele care țin de bună cuvință, de bun simț, nu trebuie neapărat să ne întâlnim în duh, deși ar fi foarte frumos. Dar iată că un simplu exercițiu intelectual sau de memorie și totuși este ceva, ca să nu ne lăsăm duși astăzi cu tot felul de lucruri facile pe care le găsim, de care este îmbibată atmosfera. Poate găsim și lucruri interesante în ceea ce a spus Dumnezeu însuși. Ce frământare avea bogatul căruia i-a rodit țarina? Deci hai să ne înțelegem un lucru. Omul ăsta făcuse o obsesie. Nu putea să mai doarmă noaptea. De ce? Pentru că, iată, deși avea hambarele pline, deci depozitele sale de roadă, de recoltă, erau pline, erau arhipline din recolta din anul sau anii trecuți. Iar anul acesta a făcut atâta recoltă, poate înzecit, încât chiar dacă golea jitnițele sale, hambarele sale, depozitele sale, recolta aceasta, record să-i spunem, nu încăpea în hambarele sale. Deci avea recolta din anii trecuți sau din anul trecut, pe care o stocase cel mai probabil să obțină un preț bun, da? Să speculeze, sau poate că a ținut-o prea mult, a fost prea lacom și a vrut să speculeze prețul atunci când nu se mai găseau, dar a ratat momentul și iată, din cauza lăcomiei a rămas cu recolta și acum Dumnezeu l-a binecuvântat cu o recoltă îndoită, trăită sau înzecită, astfel încât nici pe acela nu vrea să-l arunce sau să renunțe, să-l dea la un preț mic, foarte interesant, să știți că sunt niște mecanisme. Și vrea și această recoltă să o depoziteze, să o tezaurizeze, să o stocheze. Dar trebuia cumva să facă, să lichideze recolta cea veche, însă nu-l lăsa inima, poate să o dea la sub preț pentru că venise recolta nouă și se gândea dacă aștept până în iarnă când nu vor mai fi roade, când va fi prețul când va crește, voi putea să speculez și să câștig de două ori sau de trei ori. Nu știm. În orice caz putem să ne închipuim din moment ce Dumnezeu i-a pus numele de nebun, că el, iată, a riscat la bursă și a pierdut în anul acesta, astfel încât a rămas cu recolta veche și avea recolta nouă pe câmp și îl frământa. Pe el îl frământa lucrul acesta, pentru că trebuia numai decât să adune recolta, pentru că venea ploaia, venea frigul sau cine știe, se scutura, se putea întâmpla ceva și atunci, sigur că da, inima lui se împuțina și mai mult. Deci, cu alte cuvinte, avea o obsesie, nu dormea noaptea, se frământa de colo-colo, se zdrobea și avea o întrebare în cugetul său despre care Dumnezeu ne vorbește, pentru că el, deși era singur, nu avea copii, nu avea familie, nu avea soție, nu avea prieteni, deși era singur și spunea în sinea sa, în sinele său, undeva în cugetul său, avea frământarea și își punea întrebarea, Dumnezeu, cel care cercetează inimile și rărunchii, iată, știe ce anume cugeta acesta în inima sa. Este un dialog, dacă vreți, duhovnicesc, fără cuvinte.
Tot dialogul acesta se poartă în duh între Dumnezeu, cunoscătorul inimilor noastre, și omul care se frământă, acest bogat care se frământă. Ce întrebare, ce frământare avea, ce întrebare își punea el. E foarte simplu. În sfârșit, mergem mai departe până una alta. Trebuie să știm însă că deja se văd semnele nebuniei acestui om și de aceea mi-a luat cel puțin o oră astăzi să văd ce titlu să dau acestei emisiuni, ce temă să abordez, și am găsit așa: tragedia prosperității, neliniștea prosperității, zbuciumul, suferința, tristețea, chinul, toate acestea le-am găsit. Și la urmă am găsit un cuvânt care se numea maladia prosperității sau patogenia prosperității. Dar iată că am găsit un cuvânt care s-a potrivit cel mai bine și cu care producătorul, domnul Aurelian, a fost de acord. Și anume, tema emisiunii noastre se va numi, sau are titlul, povara prosperității. Cuvântul povară are o greutate, o însemnătate. E ca o sarcină, e ca o apăsare în spate, ca și cum ai avea un bolovan care te apasă. Deci iată de unde e un paradox aici, povara prosperității. Este o carte scrisă de un evreu, Isaac nu știu cum, care se numește Mizeria prosperității, dar traducerea nu e prea bună, așa că, deși a surprins foarte bine antiteza aceasta între mizerie și prosperitate, sunt cuvinte antagonice, da? E o antiteză aici, dar povara prosperității arată, de fapt, că omul prosper nu neapărat este și fericit, nu neapărat este și sănătos, ci poate să fie bolnav. Și cel mai adesea este bolnav, după cum vom vedea sau vom încerca să arătăm în această emisiune, împreună cu dumneavoastră. Sigur, dacă mai și intrați în legătură cu noi, că mi-e foarte greu să vorbesc 50 de minute singur, astfel încât să găsesc și să atac ideile cele mai bune după Sfânta Liturghie de câteva ore, după aceea o predică de 30 de minute, 40 de minute, cum o întâlnire cu dumneavoastră de o oră care îmi face mare plăcere, dar bineînțeles apreciind că am fi, sau considerând, imaginându-ne că am fi la masa dumneavoastră, invitat la masa dumneavoastră, ar fi cu totul și cu totul nepoliticos să vorbesc numai eu la masă, da? Și dacă tot m-ați invitat la masă, aș vrea să gust eu din bucatele dumneavoastră. Așa că vă rog să sunați și să avem un dialog. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, pot să susțin 40 de minute, 50 de minute, dar sigur nu acesta este interesul, să acoperim un timp, să umplem un timp, să pierdem un timp, ci să-l câștigăm. Bine ați venit, Doamne ajută! Să rămână, Părinte! Bucurie, Doamne ajută! Sunt Anastasia din Megidia. Anastasia, darul lui Dumnezeu. Din Megidia. Deci răspunsul este că el vrea să strice toate hambarele și să facă altele noi, ca să încape toată roada care a dat-o Dumnezeu. Adevărat, dar cel frământ, el își punea o întrebare pe care Dumnezeu ne-o dezvăluie. El avea o întrebare, o frământare. Ce întrebare avea el? Aceasta este... Păi nu avea unde să-și pună roadele. Adevărat, dar cum exprimi, cum materializează el acest gând? Păi cum să... Să strice hambarele vechi. Adevărat. Uitați ce întrebare avea el care îl obseda. O întrebare care îl obseda. Ce voi face? Cu bogăția, da? Ce voi face cu bogăția aceasta? Vedeți, da. de ce am insistat, Anastasia? Pentru că această întrebare, ce voi face, este mai degrabă o întrebare a sărmanului. Ce voi face că n-am să-mi plătesc datoria, n-am să-mi plătesc cametele la bănci, n-am să-mi plătesc
ce? Pentru copilași să-i îmbrac, să-i duc la școală, impozitele au crescut la mașini, la case, asigurările, ce voi face? Deci asta e întrebarea, e frământarea obiectivă și reală și sănătoasă a unui om sărman, care muncește sărmanul o lună de zile, dar niciodată nu ajunge cu salariul acela să-și acopere toate cheltuielile. Deci veniturile realizate în luna aceea nu îi permit să-și acopere toate cheltuielile, fie ele și cât de restrânse pentru luna respectivă. Și atunci tot timpul în inima omului, mai ales care are credite pentru o casă, plătește 30 de ani pentru mașină, mobilă, haine, copii, în sfârșit facultatea, ce voi face? În fiecare zi când se așează sărmanul om la masă și face o cruce și binecuvintează mâncarea, se gândește el, sărmanul, își mănâncă pâinea cu amărăciune și zice, ce voi face mâine? Ce voi face luna viitoare? Ce voi face săptămâna viitoare? Ei bine, ceea ce este firesc pentru omul sărman, asta este cu totul nefiresc pentru acest bogat, care se frământa el cu întrebarea aceasta, ce voi face cu atâta bogăție? Unde voi pune eu atâta și atâta recoltă ca să o țin până când o să crească prețul în iarnă, în ianuarie, februarie, martie și să o vând la suprapreț, da? Ca să câștig. Nu se gândea, părinte, decât la bogăția lui. Exact. Dar nu se gândea că bogăția aceasta i-a fost dăruită de Dumnezeu ca să dea altora. Dar i-a fost și fatală, pentru că uitați ce se întâmplă. Deci el n-a vrut să scoată grâul din hambare și să-l dea la un preț accesibil, să fie pâinea un leu sau 50 de bani, și ce s-a gândit? Mai bine sta acolo, dar nu mai am unde să pun recolta nouă, și a preferat poate să se și strice, să mucegăiască, decât să o dea la un preț la care omul să aibă acces. Vă mulțumesc, o să vă trimitem o carte la Megidia. Bine. Da, mulțumesc și eu, să rămână, părinte. Cu mare drag, bucurie, vă mulțumesc că v-ați gândit. Într-adevăr, ați sesizat corect, dar ne interesa mecanismul acesta sufletesc, mecanismul acesta psihologic prin care omul se comporta, bogatul acesta căruia i-a rodit țarina, se comporta cu totul și cu totul nefiresc. El se văicărea ca un om care sărmanul nu are din ce trăi. Vedeți, mintea lui era răsturnată cu totul. Cu alte cuvinte, de aceea am și numit emisiunea, am vrut să numesc emisiunea Patologia Prosperității. La un moment dat intervine o patologie. Există într-adevăr o patogenie, o cauză pentru această patologie, bineînțeles, și anume lăcomia și egoismul. Această iubire extraordinară centrată pe sine. Omul se pune pe el în mijlocul lumii, este măsura tuturor lucrurilor. Și atunci această iubire extraordinară, pasională și arzătoare, este centrată pe propria persoană. Și această iubire asupra sinelui este, de fapt, o iubire care arde totul în jur. O iubire care este atât de aprinsă, atât de arzătoare, încât îi arde pe toți cei din jur. De aceea egoismul, sigur că este o boală sufletească, o patologie care va cauza, iată, și cu ajutorul lăcomiei, va cauza această boală extraordinară care se numește împietrirea inimii. Omul acesta se comporta ca și cum ar fi trebuit să fie căinat, să fie compătimit. Cu adevărat trebuie compătimit și cu adevărat trebuie plâns un astfel de om, pentru că toată bogăția lui, de fapt, îi este o povară, o robie. Toată prosperitatea aceasta are un cost, dragii mei. Adică am putea spune următorul lucru, că banii, astăzi când vorbim, au un cost pe care, un preț și un cost pe care nu ni le putem permite. Banii au devenit foarte scumpi. Sigur, ce te faci fără bani? Suntem într-un clește, suntem într-un cerc vicios, ca niște animăluțe de acelea de companie care aleargă într-o cușcă,
și de fapt nu se mișcă deloc sau nu înaintează deloc și își pierd libertatea din ce în ce mai mult. E bine, în situația aceasta se află un om care centrează asupra-și toată iubirea sa, cel care nu împarte iubirea, nu înmulțește iubirea pe care o revarsă Dumnezeu asupra sa. Pentru că cu adevărat bogăția aceasta despre care vorbeați, și anume roadele acestea pe care, care îl chinuiau pe el de fapt, sunt darul lui Dumnezeu. Pentru că omul sigur poate a fost harnic, a arat, a semănat, a pus sămânța, dar ploaia, dar lumina, căldura, soarele și am putea spune și morfologia plăntuței, seminței, că ea cade în pământ și moare, și de după aceea dă roadă înmulțită. Acestea aparțin lui Dumnezeu, nu aparțin omului. Da? Deci omul a semănat, a udat, dar să crească, să se înmulțească, să rodească, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci omul, împietrit fiind, a socotit el că din puterea sa a reușit să facă atâta și atâta bogăție. Însă totuși ce observăm, dragii mei, ca și un tablou clinic, de fapt, poate îndrăznesc prea mult, dar acum ca preot și ca duhovnic totuși trebuie să am unele observații. Este o angoasă aici, o neliniște a celui care nu mai are unde să-și adune bogăția. Da? Pentru că avea hambarele mărginite, atunci a fost nevoie să se inventeze conturile. Deși banii aceia sunt virtuali, totuși conturile permit niște hambare, practic, virtuale, în care poți să aduni bogăție fără margini. 99% din resursele pământului sunt deținute sau în mâinile a mai puțin de 1% din populația lumii. Cu alte cuvinte, 1% din bogăția pământului, din darul lui Dumnezeu, este acea din care se hrănesc 99% din locuitorii planetei. Sunteți în direct, bine ați venit, Doamne ajută! Sărut mâna, Părinte, sănătate poporului român și tuturor popoarelor! Bucurie, Doamne ajută! Părinte, nebunia prosperității, nebunia persistă. Biblia este atât de actuală încât rămân uimită cum putem, după atâția mii de ani, deci noi nu ne trezim la realitate. Nebunia aceasta a prosperității a cuprins, parcă cred eu, în timpurile care trăim noi acum, prețurile astea care sar din zi în zi, că atâta văd și eu, vai, marile legi, marile descoperiri, marile... Deci se pune numai pressing pe poporul ăsta, nu numai pe poporul ăsta, pe întreaga lume. Deci la nivel global se practică nebunia prosperității. Dacă au fost de acord ca să arunce nu știu câte alimente, deci tone de unt, tone de alimente, de așa, să le arunce pur și simplu în loc să le dirigeze către țările sărace. Deci s-a preferat aruncatul decât ajutatul. Același subiect și în ziua de astăzi îl avem. Nu se merge pe înțelepciune. Adică eu consider că noi cu toții suntem vinovați de toată asta. Pentru că deși se ia atitudine, deși se discută, deși poate unele popoare au reușit să mai facă o balanță între săraci și bogați, dar totuși consider că există o cârdășie a bogaților, că se susțin. Cum să-mi explic eu acele offshore-uri în care se depun bani care nu se face o tăcere completă? Se preferă, deci, sărăcia și jupuirea claselor de jos, că există clase, bogații și sărați au fost și vor fi, atâta timp cât nu vom înțelege Biblia. Deci problema materialului, ca un fir roșu străbate toată Biblia,
arată că spiritualul trebuia pus înaintea materiei. Înaintea, deci căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor adăuga. Aici arată că Dumnezeu are grijă ca să crească grâu, să crească toate, să noi să avem. Exact ce ați spus dumneavoastră, că, de exemplu, nici până acum știința nu poate să răspundă de ce crește iarba. Firul de iarbă, deci nu s-a explicat, atât de tare am înaintat noi încât nu putem să răspundem la exact ce sau cum poate referire. Sau cum poate firicelul acela de iarbă să străpungă betonul? Da, da. Să iasă la suprafață. E un firicel de iarbă pe care îl topești practic în gură, poți să-l mesteci fără să ai dinți și totuși străpunge betonul. Da, pentru că adâncul poate tot ce înaltul nu îngăduie niciunui om. Deci adâncul poate tot ce înaltul nu îngăduie niciunui om. Rămâne taina vieții. Pe care, sigur, dacă este taină, n-avem cum să o descifrăm. Mă duce gândul la un mare biolog, de fapt, nu-i știu numele, dar eu am reținut atât. A murit în laborator căutând și atât a apucat să spună, să scrie, că toată viața mea m-am chinuit să fac o frunză și n-am reușit. Da. Atâta neputință. Iar mai avem o carte deosebită a lui Alexis Carrel, Omul, o ființă necunoscută. Este vorba despre misterul celulelor, de schimburile de osmoză, de toate minunățile care se petrec în corpul unui om. Creștem și noi exact ca o plantă și apoi ne întoarcem la... Nechipor Crainic spunea că noi ne întoarcem la Creator. De fapt, ne întoarcem, ne curățim prin Maica Domnului, prin Iisus Hristos, prin toate astea și apoi ne întoarcem la Dumnezeu, din nou, ca să ne ia în împărăția Lui pentru care am fost creați la început, iar noi am decăzut cumva, chiar am decăzut prin păcat. Așa este. Atât de frumos, deci arată că... Ce bine ar fi fost dacă împărțea bogatul toate din ale lui și se îmbogățea în Dumnezeu. Da. Deci, și nici acum nu înțeleg bogații lumii că s-ar îmbogăți în Dumnezeu, s-ar mai scăpa de povara prosperității. Deci au o iluzie că sunt veșnici aici. Deci asta cred că iluzia asta nu creează cel rău. Păi da, tocmai despre mecanismul acesta vrem să vorbim, de-aia am spus patologia prosperității, dar dumneavoastră cred că va lumina Dumnezeu și a zis și mai frumos, și mai clar pentru telespectatori, nebunia prosperității. Nebunia. Și acum dacă ne gândim la originea cuvântului nebun, este foarte periculos să-l folosim. Că acel cuvânt raca de care vorbește Sfânta Scriptură, deci nu ne este îngăduit să-l folosim oarecum. Eu am greșit, nu pot să spun ce fel am fost eu aici, așa. Deci nu avem voie să-l spunem, dar dacă Dumnezeu lui Dumnezeu este îngăduit să spună cuvântul raca, nouă nu. De cât am înțeles eu din Biblie, părinte. Da. Aici. Mulțumesc. Dar, aveți dreptate, dar Dumnezeu îl numește nebune, adică omule care nu faci binele. Asta înseamnă nebun. Da, aici este o nuanță. Exact, de aceea îi spune nebune. Chiar așa este în Scriptură. Că n-a făcut binele, adică. Nu îi spune nebunule, ci îi spune nebune. În noaptea aceasta vor cere sufletul de la tine. Vă mulțumesc frumos. Bine, și eu vă mulțumesc, da, toate vă cele mulțumesc bune. Mulțumesc mult. Deci, dacă am luat minte la tot, părinte, la tot ce s-a spus pe linia asta de materialitatea, deci ar fi fantastic, ne-am întoarce, am devenit buni, adică. Da. Vă mulțumesc mult, să rămână. Și eu vă mulțumesc, da, bucurie.
Da, iată, un mecanism foarte interesant despre care vorbește. Deci la un moment dat acolo spune, ce voi face? Ce voi face cu atâta bogăție? Era frământat, avea povara aceasta. Și fiți atenți ce spune Dumnezeu, care este observatorul inimii până în adâncul ei. Spune că i-a venit un gând acestui bogat și spune, gata, știu ce voi face. Voi strica hambarele mele, voi depozita grâul ăla, roadele le voi depozita, voi strica ambarele, voi face unele și mai mari, voi aduce grâul acela și cu acesta roadele pe care le am de anul acesta și le voi face mai mari și le voi stoca pe toate, toate vor fi ale mele. Și atunci voi spune așa, suflete al meu, ai bogății multe pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Extraordinar. Și aici, iată, acest cuget interior al omului care îl odihnea, găsind o soluție ca să tezaurizeze în mâinile sale și mai multă bogăție, și mai multă bogăție, acest gând nebunesc, anti-omenesc, am putea spune, anti-uman, îl odihnea pe el. De ce? Pentru că gândul său era acesta, nebunia sa, calculul său matematic era acesta. Am bani să trăiesc o veșnicie. Deci sunt nemuritor. Să știți, dragii mei, că acei 1% din bogații despre care vă vorbeam au atâția bani încât oricât ar cheltui într-o zi, orice sumă vă închipuiți dumneavoastră, că ar putea fi cheltuită într-o zi. Când spun asta, mă refer și la timpul fizic, că dacă ar cheltui, în fiecare clip ar face câte o plată, timp de 24 de ore, fără să mănânce și fără să bea. Oricât ar cheltui, banii le ajung pentru 3 vieți sau pentru 5 generații și atunci în mintea lor declanșează această nebunie, această patologie, cum că sunt nemuritori. Și ce înseamnă pentru ei această nebunie? Înseamnă că sunt dumnezei. De aceea se și comportă, dragii mei, față de noi ca dumnezei. Deși până acum pe agenda a fost teoria maltusiană care vorbește despre faptul că resursele globului nu vor ajunge raportat la numărul de oameni, la populație, cu alte cuvinte că vor muri oamenii de foame pentru că pământul nu va avea atâta resurse să dea. Ei bine, iată că acum, deși îngrijorați de încălzirea globală, deși îngrijorați de această teoria lui Malthus că nu ne va ajunge mâncarea și ne vom omorî între noi pentru că în mod obiectiv pământul nu va mai putea să susțină viața, ei bine, și atunci teoria era că trebuie să scădem numărul populației sau să împiedicăm nașterile, nu-i așa? Ei bine, iată că astăzi se vine cu o nouă teorie și anume vor să ne salveze pe toți din dragoste pentru om. Cine să mai înțeleagă această fractură, această gândire schizoidă care ieri spunea că de fapt trebuie să nu mai dăm naștere pruncilor și să ne împuținăm pentru că nici... Și pe de altă parte să înțelegem că bătrânii trebuie eliminați pentru că nu se mai susțin sistemele de securitate socială, asigurări, sănătate și toate celelalte. Și atunci, iată că acești oameni care simt că sunt nemuritori și dacă sunt nemuritori înseamnă că sunt altfel decât muritorii, adică un soi de dumnezei peste muritori, de stăpân peste muritori, gândesc lucrurile în așa fel încât omul nu mai contează. Persoana umană, ființa umană nu are niciun fel de greutate. Dar Dumnezeu spune ce va da omul în schimb pentru sufletul său. Cât de mult contează un suflet la Dumnezeu și iată cât de puțin contează pentru acești oameni, sigur, nicio referire la realitate, această similitudine cu personajul nostru din Evanghelie și anume bogatul nesimțit sau bogatul căruia i-a rodit țarina și a înnebunit.
orice similitudine cu personaje din epoca noastră este deloc întâmplătoare, ca să nu citesc greșit, în sensul că Dumnezeu a văzut acest profil de om și iată că va spune așa, după ce oamenii aceștia spun, uitați, ne-am gândit la o soluție pentru omenire, va costa statele să se împrumute de la noi cu banii să cumpere aceste soluții medicale. Nu contează că vă împrumutați pentru 3 generații de acum înainte și ca împrumutul să fie mai bun, iată că ne-am gândit ca vârsta pentru terapie să coboare până la 5 ani. După cum am văzut o declarație politică zis medicală. Ei bine, oamenii aceștia s-au gândit că trebuie să dărâme jitnițele lor, adică hambarele lor, și să le facă mai mari, infinit încăpătoare. Problema se pune, dragii mei, pe de-o parte că nu au ce să facă cu bani și nu vor mai avea ce să facă cu atâți bani, pe de altă parte însă se va pune problema că fiecare fir de păr din capul vostru este numărat. Și de aceea Hristos ne-a zis, nu vă temeți, nu te teme turmă mică, pentru că, împărate, poți să mă omori, dar nu-mi poți face nimic. De ce? Pentru că sufletul meu cu adevărat este veșnic și sufletul tău cu adevărat este veșnic și că Dumnezeu a plătit preț de sânge pentru el, ca el să se înveșnicească. De aceea, dragii mei, vă spun că ei nu au odihnă. Ei sunt într-o robie sufletească, într-o zdruncinare sufletească, într-un cutremur sufletesc și de fapt toate aceste sfaturi ale puternicilor lumii Dumnezeu le va surpa. De ce? Pentru că El iubește smerenia, pentru că celor mândri și puternici Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor drepți le dă har. Cu aceste cuvinte, dragii mei, încheie misiunea de astăzi. Și vă rog să-L credeți pe Dumnezeu că este Dumnezeu și nemincinos este Dumnezeul nostru care ne spune așa, atât a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat la moarte de ocară pentru ca viața ta să fie veșnică. Vă mulțumesc și vă binecuvintez până duminica viitoare, rămâneți cu bucurie și pace. Thank you.